Anumite plante sunt capabile să purifice aerul dintr-o încăpere, în timp ce altele pot oferi un sentiment de bunăstare, pace și chiar ameliorare a stresului. A scăpa de energia negativă din jurul tău este un pas important pentru a-ți recâștiga sănătatea și fericirea. Crinul păcii se crede că oferă prosperitate spirituală, mentală și fizică, îmbunătățește energia în casă prin purificarea aerului și neutralizează gazele nocive din interior. Această plantă crește bine în medii întunecate, cum ar fi un birou sau într-un colț ferită de soare. Așezarea ei în dormitor este benefică pentru un somn odihnitor. Iasomia atrage energia pozitivă și ajută la consolidarea relațiilor și la construirea romantismului. Mirosul său dulce și plăcut poate ajuta la calmarea unei minți stresate. Această plantă ar trebui să fie amplasată lângă o fereastră orientată spre sud, iar în grădină ar trebui să stea în zona de nord-est sau nord-est. Rozmarinul este indicat pentru sănătatea mentală și fizică, deoarece purifică aerul din casă și ține departe toxinele dăunătoare. Mirosul de rozmarin poate îmbunătăți starea de spirit, reduce oboseala și combate anxietatea. De asemenea, îmbunătățește memoria și tratează insomnia, păstrează rozmarinul într-un loc însorit și ai grijă să nu-l uzi prea mult. Bambusul norocos este folosit în Asia de mii de ani ca simbol al norocului și al prosperității. Conform Feng Shui, forma verticală a bambusului norocos ne influențează energia vieții, vitalitatea și activitatea fizică. Bambusul norocos este o plantă ce nu necesită multă întreținere. Așează-l în colțul unei camere cu lumină redusă, departe de lumina directă a soarelui. Conform principiilor Feng Shui, orhideea atrage energia pozitivă în casă, îmbunătățind totodată sănătatea proprietarilor. Orhideea are flori rezistente care vin într-o varietate de forme și dimensiuni, iar un parfum dulce și plăcut care servește ca un stimulant al dispoziției. Planta de aloe vera poartă noroc și ține departe ghinionul. Poate fi folosită și pentru numeroasele sale beneficii vindecătoare. Așează aloe vera într-un loc ferit de soare și udă planta des. Energia pe care o eliberează planta de aloe vera poate combate ghinionul și vibrațiile negative. Se consideră faptul că busuiocul sfânt curăță aerul de energie negativă și atrage vibrații pozitive într-o casă. Este una dintre puținele plante care emit oxigen 20 de ore pe zi, absorbind în același timp gaze nocive din mediu. Busuiocul sfânt este un puternic antioxidant cu proprietăți antibacteriene, antifungice și antiinflamatoare, relatează dcnews.ro.